Testul 1 la evaluarea națională la fizică în anul 2021, care tocmai astăzi s-a dat. Tabără la Vatra Dornei. Pentru a răspunde la cerințele 1 5, citește următorul text. Înainte de a participa la orele de tir cu arcul, instructorul menționează elevilor beneficiile acestui sport și le vorbește despre diferite tipuri de arcuri și despre materialele din care se pot confecționa acestea. Apoi, prezintă elevilor caracteristicile a patru tipuri de arcuri pe care le, le notează în următorul tabel. Iată tabelul. Deci, avem capul de tabel cu cele patru tipuri de arcuri: arcul de tip 1, de tip 2, de tip 3 și de tip 4. Pe prima linie avem masa arcului, în decagrame, la fiecare arc. Pe a doua linie avem lungimea arcului în centimetri, la fel pentru fiecare tip de arc. Subiectul 1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Conform indicațiilor din tabel, lungimea arcului de tip 2 este egală cu. Mă duc în capul de tabel unde am arcul de tip 2 și cobor pe a doua linie unde am lungimea. Și observ că acesta are o lungime de 81 de cm. Încercuiesc varianta A. La subiectul 2, conform informațiilor din tabel, masa arcului de tip 1 este mai mare decât masa arcului de tip 4 cu. Deci, masa arcului de tip 1 avem 390 decagrame, și dacă ne întreabă mai mare cu, scădem minus masa arcului de tip 4, 188 decagrame. În urma scăderii ne dă un rezultat de 202 decagrame. Deci încercuim varianta D. Ăsta cred că era de matematică, dar am văzut decagram și o zis că e de fizică. La subiectul 3... Unitatea de măsură în care este exprimată masa arcului în tabel este, deci, masa arcului. Și ne ducem și vedem simbolul dag, care înseamnă deca grame. Deci, încercuim varianta B, decagramul. Problema 4 este problema cu viteză, când se utilizează un arc de tip 1 Viteza medie a săgeții este de 90 metri pe secundă. Calculează durata deplasării săgeții cu această viteză pe o distanță de 18 metri. Exprimă rezultatul în milisecunde. Notăm datele problemei, distanța 18 metri, viteza 90 metri pe secundă și timpul care se cere în milisecunde. Observăm că datele sunt în sistemul internațional, deci nu mai facem nicio transformare. Apoi scriem formula vitezei, distanță pe timp, și scoatem timpul, deci durata. Este egală cu distanță pe viteză și înlocuim datele problemei. Distanța 18 metri, viteza 90 metri pe secundă. În urma împărțirii, 18 la 90, ne dă 0,2, metru cu metru se simplifică, iar secunda care este la numitorul numitorului va urca la numărător. Deci avem o durată de 0,2 secunde. Noi știm că o secundă are 1000 de milisecunde, dar o durată de 0,2 secunde are x milisecunde. Deci ne dă o durată de 0,2 ori 1000 egal 200 de milisecunde. La exercițiu 5 avem un grafic în timpul excursiei, Daniel, curios din fire, a măsurat temperatura mediului ambient din oră în oră, folosind un termometru pe care l-a purtat în rucsac. El a notat valorile indicate de termometru într-un tabel și apoi a realizat diagrama alăturată. Iată. Temperatura indicată de termometru la ora 17. Deci, mergem pe axa timpului care avem ora, și anume la ora 17, și urcăm pe verticală până întâlnim punctul graficului. După care mergem pe orizontală, paralel cu axa timpului, pe axa temperaturii și observăm că avem o temperatură de 18 grade Celsius. La ora 12, la fel procedăm, de la 12 urcăm, dăm de punctul graficului și, perpendicular pe axa temperaturii, mergem, obținem o temperatură de 14 grade Celsius. Pe jornă calculați diferența dintre cele două temperaturi, cea mare minus cea mică. 18 grade Celsius minus 14 grade Celsius egal 4 grade Celsius. Deci, vom încercui varianta B. Repet, acest calcul se face pe ciornă. Pe foaia de test nu mai se subliniază varianta corectă. La problema 6. Este foarte interesantă. Elevii au studiat caracteristicile unor esențe de lemn întâlnite în zonă. Au avut la dispoziție trei cuburi pline, A, B, C, de mase egale, MA egal cu MB egal cu MC. Un cub este din lemn de pin, altul din lemn de mesteacă și celălalt din lemn de molid. Elevii au aflat că densitatea lemnului de mesteacă este mai mare decât a celui de pin, care este mai mare decât densitatea lemnului de molid. Iată și am notat această dată a problemei. Deci, densitate mestacăr mai mare decât densitate pin, mai mare decât densitate molit. Cele trei cuburi au volume diferite. VA mai mare decât VB, mai mare decât VC. Și sunt reprezentate în figura de mai jos. iată -le. Scrie în spațiu punctat de sub fiecare cub materialul din care este confecționat scriem datele problemei, și anume că masele celor trei cuburi sunt egale, prin urmare nu mai punem niciun indice și lăsăm masa mămic. Relația dintre volumele celor trei cuburi, ABC, și relația dintre densitățile celor trei esențe. Scriem formula densității pentru fiecare tip de lemn. Prima dată scriem formula densității, densitatea, ρ, Egal cu masă, mă supra, volum, v mare. Și înlocuim pentru fiecare esență. Și anume, deci avem primată densitatea mesteacănului. Deci avem masa supra volumul mesteacăn. Mai mare decât, priviți, mai mare decât masă pe volum ping, mai mare decât densitate molit, masă pe volumul molidului. Observăm că în formula densității, densitatea apare în partea stângă la numărător, iar volumul în partea dreaptă la numitor. Deci, știm că sunt invers proporționale. Prin urmare, dacă densitatea moridului este, observați, cea mai mică, da, cea mai mică, înseamnă că volumul cubului demolit este cel mai mare și îl punem primul. Dacă densitatea mesteacănului este cea mai mare, înseamnă că volumul de mesteacăn este cel mai mic. Iar densitatea pinului este la mijloc, deci vine volum pin la mijloc. Deci obținem relația. Volumul molidului mai mare decât volumul pinului, mai mare decât volumul mesteacănului. Și mai scriem încă o dată din datele problemei că volumul A mai mare decât volumul cubului B, mai mare decât volumul cubului C. Și apoi observăm că A corespunde lemnului demolit, B corespunde lemnului de pin și C celui de mesteacăn. Mergem acum unde avem cele trei cuburi și completăm spațiile punctate. Deci a este lemnul de mulid, b este lemnul de in, și c mesteacă. Și așa am rezolvat și această problemă numărul 6. La ultima problemă de fizică, 7, avem Tiana a înțeles că turba ajută la o mai bună dezvoltare a plantelor. Ea are acasă un ghiveci cu volum de 2 decimetri cubi. Densitatea turbei este ro egal 0,8 gram pe centimetru cub. Calculează masa de turbă de care are nevoie Diana pentru a umple ghiveciul. Exprimă rezultatul în kilograme. Notăm datele problemei și anume volumul de 2 decimetri cubi, densitatea 0,8 g pe cm cub și se cere masa în kilograme. Aici avem mai multe variante de rezolvare. Varianta clasică este atât volumul, cât și densitatea, să le transformăm în sistemul internațional, adică volumul în metri cubi, densitatea în kilogram pe metru cub și masa, când o vom scoate, va ieși direct în kilograme. O altă variantă, iată, aceasta care am ales o eu, m-am gândit că este cea mai simplă, este să transform volumul din decimetru cub în centimetru cub pentru a se simplifica cu centimetru cub din densitate. Mie mi s-a părut această variantă cea mai ușoară. Și ar mai fi și o a treia variantă, toate sunt corecte, să lăsăm volumul în decimetri cubi, să transformăm densitatea din gram pe centimetru cub în gram pe decimetru cub și să se simplifice decimetru cub cu decimetru cub, masa a și în grame și apoi transformată în kilograme. Eu, repet, am ales-o pe aceasta. Și anume, am scris formula densității, masă pe volum, și am scos necunoscută, și anume, masa egal, densitate ori volum. După care am înlocuit din datele problemei. Densitatea, 0,8 gram pe centimetru cub, ori volumul, cât mi-a dat în centimetri cubi. Deci cum transformăm volumul din decimetri cubi în centimetri cubi. Copiem valoarea din față, 2, și în loc de decimetru, eu știu că decimetru are 10 cm. Pun în paranteză 10 cm și ridic la puterea a treia 10 cm. Egal, valoarea 2 ori 10 ori 10 ori 10, ori 10 ne dă 1000, cm la puterea a treia, centimetru cub. Și deci așa am obținut volumul de 2000 cm cubi. Și îl înlocuim în formulă. 2000 cm cubi. Observăm că cm cub se simplifică cu centimetru cub și masa va rămâne în grame. 0,8 ori 2000 egal 1600 grame. Și mai rămâne apoi să împărțim 1600 la 1000 ca să transformăm în kilograme. Simplificăm 100 cu 100 și rămâne 16 pe 10, adică 1,6 kg. La numărul 2. Se numește Pe drumuri de munte. Pentru a răspunde la cerințele 1-5, citește următorul text. Cred că aici totuși nu era 1-5, era 1-3 greșit eu aici. Deci 1, 3. Și deci, și aici tot la fel era 1, 3. Am uitat eu să modific. Așa, ca să fie tot bine. Deci trecem la subiectul numărul 2. Pentru a răspunde la cerințele 1-3, citește următorul text. Câțiva elevi au studiat caracteristicile săgeților folosite, folosite la tirul cu arcul în funcție de materialul din care sunt confecționate. Informațiile obținute de ei sunt prezentate în tabelul următor. Avem capul de tabel, fibră de sticlă, lemn de frasin, lemn de pin și lemn de mesteacă. Prima linie. Avem masa unei săgeți în grame pentru fiecare material. A doua linie, lungimea unei săgeți în milimetri, la fel pentru fiecare material, folosit la săgeți. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. La 1. Conform informațiilor din tabel, masa unei săgeți din lemn de frasin este egală cu mă duc unde am lemnul în capul de tabel, lemnul de frasin și merg pe prima linie unde am masa. Observăm că avem o masă de 35 de grame. Încercuim varianta B. La subiectul 2, care la fel cred că e de matematică, conform informațiilor din tabel, lungimea unei săceți din lemn de mesteacăn, avem aici capul de tabel, lungimea 940 mm este mai mare decât lungimea unei săgeți din fibră de sticlă. Aici avem fibra de sticlă, mă duc la lungime 738 mm. În urma diferenței dintre aceste două lungimi, 940 mm minus 738 mm, mi-a dat un rezultat de 202 mm. Deci încercuim varianta A. La exercițiul 3, unitatea de măsură în care este exprimată lungimea unei săgeți în tabel este mm, adică milimetru. Încercuim varianta D. La problema 4 cu viteză, elevii au aflat că viteza medie a unei săgeți poate fi de 80 metri pe secundă. Calculează durata deplasării săgeții cu această viteză pe o distanță de 16 metri. Exprimă rezultatul în milisecunde. Notăm datele problemei. Distanța 16 metri, viteza 80 metri pe secundă și se cere durata în milisecunde. Scriem formula vitezei medii și scoatem necunoscuta de delta T. Deci, viteza egal distanță pe timp și scoatem timpul. Distanță pe viteză. Și înlocuim datele problemei. Distanța 16 metri, viteza 80 metri pe secundă. Se simplifică metru cu metru, secunda va urca la numărător. 16 împărțit la 80 egal 0,2 secunde. Aplicăm iarăși regula de 3 simplă. Dacă o secundă are 1000 milisecunde, dar 0,2 secunde va avea 1000 ori 0,2, adică 200 de milisecunde. Iată cât este durata deplasării săgeții. La exercițiu 5, în timpul drumeției, Laura a măsurat temperatura mediului ambient din oră în oră, folosind un termometru pe care l-a purtat în rucsac. Ea a notat valorile indicate de termometru într-un tabel și apoi a realizat diagrama alăturată, că doar a învățat la fizică. Bun, iată aceasta este diagrama. Avem pe verticală axa temperaturii în grade Celsius, pe orizontală axa timpului în care s-a pus ora în care a fost măsurată temperatura. Temperatura indicată de termometru la ora 17, deci mergem la ora 17, urcăm până dăm de punctul graficului și perpendicular pe axa temperaturii obținem o temperatură de 20 grade Celsius. La ora 9, urcăm punctul graficului, mergem pe axa temperaturii 16 grade Celsius. Și pe ciornă facem calculul. Temperatura mai mare minus temperatura mai mică. 20 grade Celsius minus 16 grade Celsius egal 4 grade Celsius. După care revenim la foaia de test și încercuim varianta C. La problema 6 de fizică, elevii au studiat caracteristicile unor esențe de lemn. Au avut la dispoziție trei cuburi pline ABC de mase egale. Iată, am notat în datele problemei, Masele celor trei cuburi sunt egale, și prin urmare nu mai punem indice. Un cub este din mestecăn, altul din frasin, și cel de-al treilea din pin, lemn de pin. Densitatea lemnului de frasin, iată, aici, este mai mare decât densitatea lemnului de mestecăn am notat această dată, și mai mare decât densitatea lemnului de pin. Și am notat în datele problemei această relație. Ne mai da relația dintre volumele celor trei cuburi. VA mai mare decât VB, mai mare decât VC. Am notat în datele problemei. Și se cere să identificăm cubul A din ce lemn este făcut, B respectiv ce din ce lemn este. Am notat formula densității, densitatea egal cu masă pe volum și am înlocuit pentru fiecare tip de lemn. La densitatea frasinului avem masa lui, m mic, supra volum frasin, mai mare decât densitate mesteacă, adică masă pe volum mesteacă, mai mare decât densitate pin, masă, pe volum P. Din formula densității, observăm că densitatea este invers proporțională cu volumul. Deci, care lemn are densitatea cea mai mare, va avea volumul cel mai mic. Densitatea cea mai mare o are frasinul. Iată, este primul. Deci, el are volumul cel mai mic. Și l-am trecut la sfârșit. Cea mai mică densitate o are pinul. Observați, este ultimul. Prin urmare, volumul lui este cel mai mare. Și am scris că volum pin, mesteacănul este intermediar, mai mare decât volum mesteacăn, mai mare decât volum frasin. Și am mai notat încă o dată din datele problemei relația dintre cele trei volume. Deci, observăm că. Corpul cubul A este din pin, cubul B din mesteacăn, cubul C din frasi. Și acum să completăm aici unde. Deci, A am zis că este lemnul de pin, B lemnul de mesteacăn. și ce frasil și deci verificăm pin mestacan ce frasi. La ultima problemă de fizică, cubul din lemn de mesteacăn are masa de 220 grame și volumul de 400 cm cubi calculează densitatea lemnului de mesteacă în, în kilogram pe metru cub, adică în sistemul internațional. Am notat datele problemei și le-am transformat în sistemul internațional, și anume masa 220 grame egal 220 împărțit la 1000 kg. Simplificăm 10 de la numărător cu 10 de la numitor și rămâne 22 pe 100 kg masa. Vă recomand să lăsați sub formă de fracție, deoarece calcule sunt mai simple când lucrăm cu fracții. Volumul de 400 cm cubi egal copiem valoarea 400 și mulțim cu. Noi cunoaștem că 1 cm este egal cu 1 pe 100 m. Numai că acest centimetru este ridicat la puterea a treia. Ridicăm totul la puterea a treia. Egal. Valoarea din față 400 și acum ridicăm la puterea a treia paranteza. Un metru la puterea a treia ne dă un metru cub la numărător. La numitor, 100 la puterea a treia ne dă 100 ori 100 ori 100, adică 1 milion. Vine 400 ori 1, 400, supra un milion. Simplificăm 100 de la numărător cu 100 de la numitor și lăsăm sub formă de fracție. 4 pe 10.000 metri cubi. Scriem formula densității și înlocuim datele problemei. Densitate egal masă pe volum și înlocuim la numărător masa 22 pe 100 kg, la numitor volumul 4 pe 10.000 metri cubi. Apoi, copiem fracția de la numărător, 22 pe 100 kg și înmulțim cu fracția de la numitor răsturnată, adică 10.000 pe 4 m3. Simplificăm 100 de la numărător cu 100 de la numitor și sus la numărător rămâne 22 ori 100, adică 2.200 kg. La numitor, aici 100 l-am simplificat, rămâne 4 metri cubi. Împărțim 2200 la 4, egal 550 și iată densitatea iese direct în kilogram pe metru cub.